S-a precizat un lucru important de către însăși Domnul nostru Iisus Hristos atunci când a zis că acest neam al demonilor nu iasă decât numai cu post și rugăciune. Și acest cuvânt a fost adresat de către Domnul Hristos Sfinților Apostoli, care l-au întrebat nedumeriți de ce ei n-au putut să-l vindece pe acel copil demonizat, care fusese adus de tatăl său, care era bolnav din pruncie, adică de bebeluș, de când era foarte mic. Și Domnul Hristos le-a spus acest cuvânt și este surprinzător acest cuvânt, pentru că doar Sfinții Apostoli erau oameni și de post și de rugăciune. Și atunci, cum de n-au, toate acestea n-au putut să scoată demonul din copil. Deci ne pare un pic surprinzătoare această afirmație a Domnului Hristos. Dar, de fapt, Domnul Hristos le-a arătat că postul și rugăciunea, așa cum la măsura la care l-au făcut ei până atunci, nu erau suficient de puternice sau de adânci, astfel încât să poată să izgonească acel demon. Și nu doar acel demon, ci am putea spune neamul demonilor. Adică întregul neam al demonilor, cu toată lumea lor și cu toată lucrarea lor, se izgonește prin post și rugăciune. Deci și neamul lor, și lumea lor, pentru că demonii trăiesc într-o lume. Știți în care lume? În lumea propriilor răutăți. Și să vă gândiți că fiecare om își face o lume a lui. Adică fiecare familie este o lume mică. Și în lumea aceea pot să o transform într-un rai, într-un paradis, prin calitatea relațiilor între membrii celor care compun acea familie, sau într-un iad. Și așa cum lumea mică a unei familii poate să fie un iad, așa putem să extrapolăm, să înțelegem de ce lumea demonilor este un iad. Sau iadul este acolo unde sunt demoni. Iadul este atmosfera pe care i-au creat-o prin răutatea lor, prin îndepărtarea de Dumnezeu, și este o realitate care vine și din relația între ei. Să nu vă gândiți că între demoni există bună înțelegere. Nu poate, pentru că răutatea nu manifestă ei doar față de oameni, o manifestă și față de ei. Și așa cum un om își creează lumea lui, așa și demonii și-au creat lumea lor, care este ea. Și ziceam că toată această lucrare a celui rău, ei înșiși și lumea lor, asemenea întunericului, este izgonită, așa cum a fost numită, de rugăciunea ca lumină, care risipește întunericul. Înainte de începutul postului, doi oameni, s-a citit din Evanghelie cum doi oameni au mers la templu să vorbească cu Dumnezeu. Pentru că, în esență, aceasta este rugăciunea, este dialogul interpersonal între Dumnezeu ca persoană și noi ca persoană, între noi și Dumnezeu ca persoane. Adică noi dialogăm cu o persoană. Și unul era vameș, unul era fariseu. Fariseul, stând drept în fața lui Dumnezeu, îi mulțumea lui Dumnezeu că nu-i ca toți oamenii. Știți cum se zice? Că nu-i ca toți oamenii. El se referea la aceasta într-un sens pozitiv. Și zice, nu-s ca toți oamenii desfrânați, adulteri, răpitori, nedrepți. Și
avea dreptate în sensul în care nu era nedrept și nu era adulterin și nu era răpitor și că ținea post de două ori pe săptămână și că dădea zeciuială așa din toate câte câștiga. Dar cu toate acestea Vameșul, care nu se putea lăuda cu nicio, nu se prea putea lăuda cu fapte bune, cu realizări, nu prea avea realizări, nu avea cu ce să se laude, ci doar atâta zicea: Dumnezeule, milostivul meu, păcătosul, bătându-și pieptul, acela zice că s-a întors mai îndreptat la casa sa. Și atât că, vorbind de rugăciune, ne dăm seama că nu orice rugăciune poate să izgonească întunericul din lume. Cum a spus, cum a fost și numită tema conferinței, rugăciunea, mântuirea sau izbăvirea, salvarea omenirii. Până să fie ea salvarea omenirii sau al lumii, rugăciunea trebuie să devină mântuirea sau salvarea lumii noastre. A lumii care ziceam că o creăm fiecare în casa noastră, în familia noastră. Acea lume este prima care se cere mântuită și salvată de către rugăciune. Dar vă ziceam că, iată că există și niște condiții ale rugăciunii. Rugăciunea trebuie săvârșită într-un duh de smerenie. Să nu mergi la Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, să mergi să vorbești despre realizările tale. Că am făcut aia, chiar dacă le-ai făcut. Dar tot ce ai făcut tu, pălește automat în fața lui Dumnezeu. Nu avem cu ce să ne lăudăm în fața lui Dumnezeu, cum se zice în Evanghelie, că toată dreptatea omenească este înaintea lui Dumnezeu ca o cârpă lepădată, și am înțeles că cârpa lepădată se referea la un articol din acesta de igienă feminină care se folosea înainte pentru perioadele specifice. Deci era un obiect, să zicem așa, un lucru chiar spurcat, așa în concepția Vechiului Testament, în care se considera că o femeie, când are perioada ei, este necurată. Și vrea să relefieze această afirmație cât valorează întreaga dreptate omenească. Că nu poți să mergi în fața curăției absolute, în fața lui Dumnezeu, care este curăția absolută și dreptate absolută, să te lauzi cu ceva, să te lauzi cu realizările tale. Deci, condiția este aceasta a smereniei. Cu smerenie trebuie să mergem și în fața lui Dumnezeu la rugăciune și în fața lui Dumnezeu la spovedanie. Nu să mergem să ne spunem: n-am făcut nimic, că sunt om cum se cade. Foarte bine că ești om cum se cade, foarte bine că împlinești o dreptate, că ești corect, că ești drept. Dar tu aici ai venit să devii mai bun decât bunătatea pe care o ai. Să privești spre ce ai de făcut, ce ai de făcut, nu ce ai făcut până acum. Să privești înainte la să fii din bun, să devii și mai bun. Dacă ești cum se cade, să fii și mai cum se cade, până la măsura desăvârșirii lui Dumnezeu. Și atunci, aceasta este, cum ziceam, una dintre condițiile unei rugăciuni, unei așezări, de fapt, în fața lui Dumnezeu. Să fim sinceri. Stăm în fața lui Dumnezeu la rugăciune, să fim sinceri cu neputințele noastre, că doar n-am venit la tribunal în fața lui Dumnezeu, ci am venit la doctor. Și atunci nu ne ferim să ne arătăm neputințele noastre, că doar am venit ca să fim vindecați. Am venit să punem în fața lui Dumnezeu, în rugăciune sau în spovedanie, lucrurile care necesită vindecare în viața noastră.
iată, în relația poate cu copilul, sau cu soțul, sau cu cineva, sau cu frații, sau cu cunoscuți, sau cu prieteni, sau cu cei de la, din mediul profesional. Există o relație bolnavă. Și din cauza mea, și din cauza lui. Și atunci eu vin să pun toate aceste lucruri care sunt bolnave în viața mea, să le pun în fața lui Dumnezeu, nu să le ascund, să le pun spre a fi tămăduite, că așa cum ziceam, n-am venit la tribunal să primim o sândă, să primim executare pentru lucrurile rele care le-am făcut. Și am venit tocmai ca să le aducem, că noi nu le putem corecta pe noi înșine, nu le putem vindeca noi. Că dacă ne-am fi putut mântui, noi nu mai are nevoie de mântuitorul. Dacă ne-am putut noi, printr-un sistem, printr-o morală, printr-o practică, printr-o tehnică religioasă, cum se practică religia orientală, ne-am fi putut mântui. Nu mai era nevoie de întruparea lui Hristos. Dar noi aici, în fața Dumnezeu, ne recunoaștem neputința, da, facem ce ține de noi, facem eforturile care țin de noi, dar toate le facem împreună cu Dumnezeu. Și numai Dumnezeu este Cel care cu adevărat vindecă tot ceea ce este bolnav și în ființa noastră și în lumea noastră, în relațiile cu ceilalți. Deci, cum ziceam, este nevoie de această înaintare în rugăciune, postul, perioada postului în care ne aflăm și, în general, postul creează o ambianță prielnică rugăciunii, prin faptul că se domolesc lucrurile care țin de metabolism, de biologia umană, se domolesc și patimile, și pornirile, și instinctele. Și atunci această tăcere, să spunem, liniștire a simțurilor și a instinctelor, permită sufletului să fie mai liber, mai luminos, să se mai manifeste mai cu simțire în relația cu în dialogul nostru cu Dumnezeu. Spunea părintele Arsenie Boca, zicea că cea mai lungă cale este de la minte la inimă, de la informație la convingere. Și aceasta o zicea și în privința rugăciunii. Noi de multe ori, când ne rugăm, ne rugăm cu mintea. Și calculăm cu mintea. Și chiar îmi aduc aminte, de fapt am aflat și eu zilele trecute, mi-a povestit cineva o întâmplare, în care Părintele Patriarh Daniel era, când era mitropolit în Moldova, a mers cu Părintele Stăniloae la o conferință undeva, nu mai știu exact, în Occident și au fost cazați în aceeași cameră. Și s-au pregătit de odihnă și Părintele Stăniloae a zis Părintele Mitropolit să facă, să zică, niște rugăciuni. Și nu aveau cărți de rugăciuni la ei acolo, dar Părintele Stăniloae nici nu a avut nevoie, că a început el să se roage. Și chiar Părintele Stăniloae, fiind profesor la Facultatea de Teologie, teologul în excelență al României, al țării noastre, care a tradus toate filocaliile și era foarte bun cunoscător de Sfinți Părinți, a început să se roage și se ruga rugăciuni foarte simple. Doamne, ajută-mă, miluiește, ai milă de noi, miluiește pe cutare, a început să se gândească la unii, la alții, binecuvintează drumul nostru, călătoria noastră, lucrarea noastră. Și Părintele Patriarh chiar se aștepta la, nu știu, niște rugăciuni mai elaborate. Și după aceea, a doua zi, nu s-a mai putut răbda și l-a întrebat, dar cum, Sfințeastră, vă rugați așa ca un țăran, așa simplu, cu cele mai simple rugăciuni posibile. Și a spus Părintele Stăniloae, cea mai mare
ispită este că atunci când te rogi, să începi să teologisești. Să nu vorbești cu Dumnezeu, ci să te gândești despre Dumnezeu, să te gândești la ce s-ar spune despre Dumnezeu, în loc să îi spui lui Dumnezeu. Tu spui despre Dumnezeu. Deci, mi-a plăcut foarte mult această întâmplare, pentru că ne vorbește despre această așezare sufletească pe care trebuie să o aibă omul la rugăciune și acest efort de a ieși din zona gândirii, de a pătrunde un pic, de a străbate un pic din acest drum, de la minte către inimă, de la Părinte Sinebocca, de la informație la convingere. Și să știți că Sfinții Părinți vorbesc foarte mult în lucrarea rugăciunii despre coborârea minții în inimă. Aș vrea să vă aduc un ajutor, așa, ca să putem înțelege ceea ce a spus Sfântul Apostol Toma atunci când s-a întâlnit cu Domnul Hristos după înviere. El n-a fost cu ceilalți apostoli atunci când în ziua învierii Domnul Hristos s-a arătat celorlalți 10 apostoli. Și el a spus că nu va crede dacă nu va vedea el și nu va pune el mâna pe rănile lui Hristos, nu va crede. Și s-a și pomenit după aceea cu acel nume nedrept, Toma Necredinciosul, pentru că nici ceilalți apostoli nu l-au crezut pe femeile mironosițe și toți au fost la fel de necredincioși până l-au văzut pe Domnul Hristos. Dar, de fapt, aici nu era vorba de necredință, ci era mai degrabă vorba de dor. El dorea, avea acest dor de a se... El suferea că Domnul Hristos nu mai era și voia neapărat să-L vadă și să-L întâlnească. Și atunci când se întâlnește, după încă o săptămână, l-a ținut, putea spune, Domnul Hristos, l-a lăsat să se perpelească o săptămână, așa, și după aceea i s-a arătat, în a 8-a zi de la înviere, și a spus, Tomo, haide și pune degetul tău în rănile mele și bagă-ți mâna în locul unde a fost înfiptă sulița. Și spune Sfântul Apostol Toma în acel moment, zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și asta a fost tot ce mai putut el să zică. Și în aceste cuvinte el a spus totul. Domnul în sensul de stăpânul meu, cum e și rugăciunea care se citește acum în postul Paștilor, Doamne și stăpânul vieții mele. Duhul trândăvie al grijă de multe, în grijă de stăpânire și al gririi de șer numele Damie și mai departe cuvintele rugăciunii, îi spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Și stăpânul meu, cel pe care l-am urmat și care mă gândeam că este Mesia, dar nu înțelegeam ce înseamnă cu adevărat Mesia, și Dumnezeul meu. Convins, într-adevăr, că Domnul Hristos nu este doar un trimis al lui Dumnezeu, ci este însăși Dumnezeu întrupat. Deci, iată, o rostire, o vorbă spusă din convingere și din trăire și din toată acea bucurie a reîntâlnirii cu Domnul Hristos, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și
În această perioadă a postului Paște și, de fapt, în toată perioada vieții, noi avem ca și rugăciune ajutătoare și folositoare, rugăciunea inimii, rugăciunea așa cum este ea anumită în slujba de călugări, rugăciunea în care se mântuiesc călugării, rugăciunea lui Iisus, rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, care se spune în mod repetat de câte ori se poate. Și este o rugăciune care vine în completare la rugăciunea de dimineață, de seară, la angajarea în rugăciune liturgică și nu ne ajunge timpul să vorbim despre toate felurile de rugăciune. Dar această rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, se compune, am putea reduce la această afirmație, Domnul meu și Dumnezeul meu, adică Doamne Iisuse Hristoase, Domnul meu, Fiul lui Dumnezeu, adică Dumnezeul meu, și miluiește-mă pe mine păcătosul, sau altfel zis, să milostifi mie păcătosului. Rugăciunea Vameșului. Deci, unind rugăciunea Sfântului Apostol Toma, care se pomenește la săptămâna, la duminica după înviere, unind-o cu rugăciunea Vameșului, compun împreună această rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și de ce am pomenit și de rugăciunea Vameșului și de strigătul apostolului Toma? Pentru că ele ne dau dimensiunea sufletească sau, ca să spunem, felul în care să rostim această rugăciune, astfel încât ea să nu fie doar o afirmație tehnică. Adică zic că pe o practică religioasă, așa cum țin post, zic și rugăciunea asta, dar o zic poate în minte. Rugăciunea minții, că și așa mai este numită, și rugăciunea minții, și rugăciunea inimii, și rugăciunea lui Iisus, și are multe nume. Deci ar fi bine ca atunci când ne rugăm să zicem poate lucruri simple, să, cum am zis, să punem lumea noastră. Să punem lumea noastră în fața lui Dumnezeu. Da, sunt foarte importante și rugăciunile care sunt în cărți, pentru că ne vorbesc despre Dumnezeu. Așa să vă gândiți că rugăciunile au fost compuse de sfinți și ei au încercat tot ce este mai frumos să pună în formulele de rugăciune. Orice rugăciune care a fost compusă de un sfânt ne spune ceva și despre sfântul respectiv. Avem, de exemplu, rugăciunea de la Maslu către Maica Domnului. Pe tine te rog, prea curatul palat al împăratului ceresc, ceea ce ești mult lăudată, stăpână, curățește mintea mea cea întinată cu multe fără de legi, și o fă locaș împrumusețat, trimici cele dumnezești, ca să laud și să măresc puterea ta și mila ta cea nemăsurată, mântuit fiind eu netrebnicul robul tău. Rugăciune foarte frumoasă către Maica Domnului, în care cel care a compus-o s-a adresat Maicii Domnului ca unui palat. Palat prea curat. Al împăratului ceresc. Adică există un împărat ceresc și pe măsura împăratului ceresc este și palatul lui, Maica Domnului. Palat prea curat al împăratului ceresc și zicem să ne facă și pe noi, nu palat, că nu, știm cum suntem și unde ne poziționăm, dar lăcaș. Lăcaș prea înfrumusețat, nu orice fel de lăcaș, ci un lăcaș frumos, prea înfrumusețat al Sfintei Treimi. Așa că, mântuit Sfință, lăudăm puterea Maicii Domnului și mila ei cea nemăsurată. Și în foarte multe rugăciuni și la liturghie se vorbește despre Dumnezeu.
Noi ne grăbim să zicem rugăciunile, dar nu trebuie să ne grăbim, ci să zăbovim. Așa, când se vorbește frumos despre Dumnezeu, zicea tot Părintele Arsenie Buca și cu aceasta am să închei, zicea că orice lucru pe care îl faci, să-l faci ca și când ar fi ultimul lucru din viața ta și singurul lucru de care depinde toată mântuirea ta. Iubiți credincioși, să știți că e mult să faci orice lucru așa. Dar poate ar fi bine să facem un astfel de exercițiu, să ne gândim la, să ne stabilim o zi anume. Poate, eu știu, o zi pe lună, să fie duminică. Și să ne gândim, ziua aceasta de duminică este ultima zi din viața mea. Nu o să mă pot gândi în fiecare zi și la înaintea oricărui lucru, dar măcar așa o zi pe lună. Să știți că probabil că cea mai importantă zi din viața noastră va fi ultima zi din viața. Dacă am ști care este, vă spun că altfel am fi atenți de dimineața toată ziua până seara. Am fi atenți la rugăciune. Ultima rugăciune pe care o zic. E ultima liturghie pe care o zic. E ultima oară când mă întâlnesc, când zic bună dimineața. E ultima oară când mănânc cu cei dragi. E ultima oară când văd ploaia sau văd locurile. Iertați. Și așa până seara. Vă zic asta pentru că s-ar putea ca chiar ultima zi să nu știi care este. Și să ratezi poate cea mai importantă zi din viața ta. Ultima. S-ar putea să fii bolnav atunci, să fii în suferință. Când ești în suferință, nu mai ai răbdare, e o presiune pe tine, nu mai te poți adânci, nu te mai poți aprofunda nimic. Dar putem să facem cândva o zi din viața noastră să o cozerăm pe ultima. Și nu ne iasă, nu-i bai. Mai avem o șansă luna viitoare. Și tot așa. Și să vedem care dintre aceste ultimele zile ale noastre va fi cea mai frumoasă sau cea mai bună. Dar dacă am ști că e ultima rugăciune, ultima liturghie, vă spun că am avea altă atenție. E ultima oară când se zice ectenia asta. Nu o să mai aud. E ultima oară când o să mă rog, când o să mă întâlnesc. Cum ziceam, o să mă întâlnesc cu cei dragi. Și să ratez această șansă în viața ta, să te comporți ca și când ar fi ultima zi, să iei toate zilele în agitație, în tulburare, în grabă, hai că avem de făcut și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. Și să nu ai niciun moment în care să te oprești. Așa, eu aș spune că este o pierdere foarte mare pentru fiecare dintre noi și v-aș recomanda, cum ziceam, acest exercițiu de a stabili o zi pe lună, poate o zi la câteva luni, dar care să o cozerăm ultima și să încercăm, cum ziceam, să facem fiecare lucru banal, lucru comun, dar să facem ca și când ar fi, cum a zis Părintele Arsenie Buca, ultimul lucru din viața noastră și singurul de care ar atârna toată mântuirea noastră, de care ar depinde toată mântuirea noastră.